Înainte să încep, aș vrea să prezint un artist foarte mișto pe nume Gheață. Dacă sunteți interesați de hip-hop și vreți să vă înnoiți noul playlist cu muzică în carantina asta, atunci acesta este omul perfect. Are un flow foarte fain, melodiile lui sunt foarte catchy. Vă las link în descriere, sper să vă abonați, iar acum să trecem la ale noastre. Internetul este plin de 6ix9ine în acest moment. Într-o singură zi, acesta a reușit să strângă peste 40 de milioane de vizionări, doborând recordul în ceea ce privește industria hip-hop. Eminem fusese pe primul loc cu dis-ul Killshot, adresat lui Machine Gun Kelly, care strânsese în 24 de ore 36 de milioane de vizionări. De asemenea, 6ix9ine a doborât recordul și pe Instagram, având peste 2 milioane de oameni pe live. Succesul acestuia este dat și de faptul că este probabil cel mai controversat personaj din muzică, având în vedere că a fost și la pușcărie și așa mai departe. Acesta a fost eliberat pe 2 aprilie 2020. Avocatul său a spus că suferă de astm și este vulnerabil la infectarea cu noul virus. Rapperul va executa restul pedepsei în izolare la domiciliu. În urmă cu aproape 4 luni, Tekashi 6ix9ine a fost condamnat la 2 ani de închisoare, după ce a comis o serie de infracțiuni. El a fost găsit vinovat de escrocherii, atacuri armate și trafic în New York, unde ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional. Pedeapsa a inclus și 300 de ore în serviciul comunității. În ultimele săptămâni, mai mulți deținuți au fost eliberați ca urmare a recomandării făcute de procurorul general William Barr. Acesta a cerut închisorilor federale să aplice închisoarea la domiciliu pentru persoanele considerate vulnerabile în contextul pandemiei. Tekashi 6ix9ine risca minimum 47 de ani de închisoare. Rapperul a cooperat cu autoritățile și chiar a depus mărturie la tribunal. Procurorul american din districtul de sud al New Yorkului a fost de acord ca Tekashi să nu fie judecat. În urma cooperării lui Tekashi cu autoritățile se pot dezvălui detalii ale altor activități infracționale serioase și se ia în considerare programul de protecție a martorilor. De aici a pornit toată controversa legată de faptul că 6ix9ine este un mare turnător și de asta mulți spun că rapperul american va avea multe probleme legate de societate pentru că are foarte mulți dușmani. De exemplu, Pierre 6ix9ine a fost filmat de vecina lui din spate, iar aceasta a pus clipul pe net lăudându-se că 6ix9ine este noul ei vecin. După ce s-au aflat toate aceste lucruri, 6ix9ine a părăsit noua lui casă, ca să înțelegeți la ce nivel se află și cât de îngrijorat este de viața lui cu toată paza pe care probabil o are. Mulți rapperi faimoși, cum ar fi The Game și Snoop Dogg, au reacționat negativ și furios la noua lui reacție de pe live. 6ix9ine a spus că regretă faptul că a turnat și își cere scuze, deși își respectă decizia deoarece nu-i considera loial pe prietenii lui care au fost turnați. 6ix9ine nu prea a vorbit pe live de treaba asta legată de turnătorie și controversa care se învârte în jurul lui. Mai mult a trolat și a luat la mișto tot ce se întâmpla în online de la apariția lui, de la flex cu noul lui ceas până la albumele vândute și numărul de vizionări. Snoop Dogg a declarat că un asemenea om nu ar trebui să primească atenția asta, deoarece New York-ul niciodată nu va accepta un asemenea turnător. Faptul că are multe vizionări și este pe locul 1 în trend în America în acest moment nu-i aduce și respectul pe străzi. Acesta a avut și multe bifuri cu Meek Mill în aceste două zile. Meek Mill a sperat că 6ix9ine își va cere scuze pe live cu privire la ce a făcut și că va renunța la aerele acestuia. De asemenea, a declarat că melodia lui este trash și că se simte dezamăgit că lumea încă mai oferă un renume în America. Motivul principal pentru care 6ix9ine a turnat a fost că nu merita să-și protejeze prietenii neloiali și să-și dea viața frumoasă pe care o are în prezent și succesul de care se bucură. Milioane de oameni au asistat la revenirea lui 6ix9ine în viața publică vineri după amiaza. După ce rapperul a anunțat că va apărea pe Instagram live și va lansa o nouă melodie, lumea s-a întrebat cum o să fie Daniel Hernandez după ce a petrecut ceva timp în spatele gratilor. Își va cere scuze pentru ce a făcut? Va regreta acest lucru și se va schimba? Desigur că nu. Este vorba despre același 6ix9ine pe care îl știa. Totuși, când a fost condamnat în 2019, acesta a promis că își va folosi faima în scopuri bune și că va renunța la lucrurile pe care le făcea înainte. Cu toate acestea, am văzut un tip în vârstă de 24 de ani, obsedat de bani, popularitate și de ură. 6ix9ine a intrat imediat în rolul său preferat, primul care nu se conformează codurilor stradale și câștigă oricum. Acestea au fost cuvintele editorialului Complex.
6ix9ine este considerat un rapper american, deși am putea să spunem că este mai mult o personalitate de internet, o vedetă, un entertainer. El este cunoscut datorită stilului său agresiv de rap, dar și pentru modul lui controversat de viață ca persoană publică, caracterizat prin stilul lui colorat, tatuajele, certurile cu alte celebrități și problemele cu legea. Născut și crescut în Brooklyn, 6ix9ine a devenit cunoscut mai mult în 2017, după ce a lansat singlul său de debut, Gamo. Cântecul a devenit un hit național, ajungând numărul 12 pe Billboard și s-a bucurat de un succes comercial în continuare, după ce a obținut certificare de platină în Statele Unite ale Americii. El a lansat mixtape-ul Day 6ix9ine un an mai târziu, care conține încă 3 single-uri, de asemenea pe Hot 100, în timp ce mixtape-ul a debutat pe locul 4 în Billboard. Câteva luni mai târziu a colaborat cu Nicki Minaj la melodia Fifi, care a avut succes la nivel mondial, ajungând pe locul 3 pe Hot 100 și a avut rolul de single pentru albumul său de debut, Dummy Boy, în 2018. În ciuda percepției critice, în general negativă, albumul a avut o foarte bună clasare, după debutul la numărul 2 pe Billboard. Viața sa personală și problemele cu legea au primit o atenție semnificativă din partea mass media. El a fost o sursă frecventă de controverse pentru comportamentul său în ceea ce privește mass media socială și certurile cu alte celebrități. În 2015, el s-a declarat vinovat de o infracțiune privind folosirea unui copil într-un concert și a fost condamnat la 4 ani și 1000 de ore de muncă în folosul comunității. În 2018, el a fost arestat pentru acuzații de răpire, arme și droguri, pentru care s-a declarat vinovat în 2019 și s-a confruntat cu o posibilă sentință de închisoare de 47 de ani. Totuși, după ce sentința s-a dus și uite că am ajuns unde ne aflăm astăzi, acesta a semnat în timp ce era la închisoare un contract cu o nouă casă de discuri și a primit 10 milioane de dolari. Se pare că acest contract a meritat, având în vedere noul record de vizualizări stabilit de 6ix9ine. Rapperul crede că toate celebritățile și persoanele care l-au vorbit de rău sunt de fapt invidioase pe el și se simt amenințate de el. Plus de asta, crede că toate informațiile pe care le-a spus autorităților despre fosta lui gașcă vor fi uitate. Pentru cei care l-au vorbit de rău sunt nume precum YG, Meek Mill, 50 Cent, The Game, Snoop Dogg și Jay Prince. Lil Durk este și el pe lista celor care nu-l suportă și care au de comentat vis-a-vis de faptul că rapperul i-a turnat pe membrii gâștii, deși acum câteva zile a declarat altceva și a început să-l susțină pe 6ix9ine. Un șobolan e un șobolan. Nimeni nu merită să meargă la pușcărie la final de zi, dar un șobolan e un șobolan. Nu mă surprinde că a vorbit, a spus Lil Durk într-un interviu. 6ix9ine, după ce a fost eliberat, nu a vrut să intre în programul federal de protecție al martorilor și a vrut să se concentreze pe cariera lui muzicală, din câte putem observa. Acesta a angajat o echipă de protecție care să lucreze pentru el 24 de ore din 24, în speranța că muzica pe care o va face îl va ajuta să-și plătească aceste costuri. Totuși, lumea se întreba înainte cum ar fi un prim concert de-a lui 6ix9ine după ce a ieșit în închisoare. Bine, acum nu se mai pune problema de concerte pentru că ne aflăm în timpul unei pandemii, însă cluburile au explicat celor de la Complex că ar fi destul de riscant să-l aibă la concert pe rapper după eliberarea lui. Înainte ca Tekashi să aibă probleme, avea oricum acces restricționat în spațiile de concerte. Întotdeauna exista teama că problemele se vor întâmpla acolo unde este și el. Nu spun că nu avea acces, dar avea acces limitat, iar asta înainte să vorbească în închisoare. 6ix9ine a susținut de la bun început că viața sa a fost pusă în pericol după ce a decis să colaboreze cu autoritățile. Acum nu știu ce e așa fain la viața acestuia. Faptul că trebuie să te ascunzi zilnic și să fii protejat zilnic la orice oră din zi, sau faptul că probabil o să-ți petreci mai mult timp în casă făcând clipuri pe Instagram, iar oamenii vor veni împotriva ta. Oricum, omul are un succes imens și este un adevărat entertainer. Nu știu cine a reușit să mai facă asemenea numere pe Instagram și YouTube. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe, de asemenea vreau să vă întreb, voi ce părere aveți despre 6ix9ine și dacă sunteți fani ai acestuia? Vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, dați de follow pe Instagram la GeogreVirtual1, ne-ați zis cu alte episoade și evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți. Thank you.
We'll be right back.